CIA-ul a încercat să-l asasineze pe fratele lui Fidel Castro prin prăbușirea intenționată a unui avion. Planul, care în cele din urmă a fost anulat în ultimul moment, a fost dezvăluit în documente recent declasificate din arhivele americane. Potrivit noilor documente desecretizate de National Security Archive, în 1960, un agent CIA l-a mituit pe pilotul care l-aducea din Cehia înapoi în Cuba pe Raul Castro, fratele lui Fidel Castro. Pilotul a primit $10.000 pentru a aranja un accident și, întrucât și el urma să moară în timpul operațiunii, a cerut serviciilor de informații americane să se ocupe de studiile universitare ale celor doi fii ai săi. Iar CIA-ul a fost de acord cu termenii acestuia. În cele din urmă, însă, biroul CIA din Havana a primit ordin să anuleze misiunea, însă nu a mai apucat să-l contacteze pe pilot. Ulterior, pilotul, care trebuia să asigure prăbușirea avionului lui Raul Castro, a afirmat că oricum nu avusese când să-și planifice accidentul. Potrivit informațiilor actuale, aceasta a fost cea mai veche tentativă de asasinat a CIA la adresa unui lider cubanez, iar ea a fost aprobată într-o perioadă în care Statele Unite erau conduse de președintele Dwight Eisenhower. Aceste informații ies la iveală în timp ce Raul Castro, fratele lui Fidel Castro, se pregătește la 89 de ani să părăsească viața politică cubaneză, plecând din fruntea Partidului Comunist Cubanez. Oficial, el a ajuns în fruntea partidului în 2016, imediat după decesul lui Fidel Castro, însă în fapt el preluase deja o bună parte a atribuțiilor fratelui său, care era prea bătrân. Fidel Castro, care a preluat puterea în Cuba în 1959, a rămas președinte al Cubei, în timp ce la Casa Albă s-au perindat 11 președinți americani și a supraviețuit sutelor de comploturi pentru a-l asasina. 638 de tentative de asasinat au fost puse la cale împotriva lui Fidel Castro, conform cărții recordurilor.